De întrebări. Salutare tuturor! După cum ați văzut după poză, mă aflu la Hincăuți. Hincăuți. Sunt două sate, da? Hincăuți. Hincăuți și Hancăuți este. Da. Edeneț. Și avem aici o problemă gravă. Întorc camera și vă rog să vă prezentați și îmi spuneți problema. Eu sunt Anatolie Crijanovski, din satul Hincăuți, raionul Edeniț. Am doi refugiați din Ucraina. Din da. Ucraina. Din luna mai până în timpul de față și septembrie. M-au făcut cu bani? M-au făcut cu bani că nu-i pot duce. Și am fost la primărie și primarul, din partea mea eu tot am făcut. Dar ce consta din partea dumnealui? În partea dumneavoastră, ca când au înregistrat refugiați pe data de 16 mai. De atunci, tot îl întreb pe Dumnezeu și din partea mea ce am putut eu și am făcut. Când mi-au venit SMS-ul și de acolo de unii dau bani, au zis că ceva nu e drept. Ne-am dus la primărie iar și de-am așa dictat primariu, am o august, cum o scris iar. Și dar mare sumă trebuie să vă dăi, e că nu slăcurim. Prima tranș trebuie să dăie 3500. De o persoană? De o de familie? Două persoane. Aha. De două persoane, că e de la mine, 3500. Așa și cineva ne-a spus. Poți să arătăm casă? Arată. Iată aici. Aha. Și dumneavoastră sunteți soție? Da. Soție. Cum vă zice? Jenia. Foarte plăcut. Dar dumneavoastră? Vecina. Aha, vreau să-i prezint pe tăți întâi și domne care ne-au adus, ne-au arătat tot calea, doamna Snejana și Guțu Victor. Ia ca așa, vom face vedete. Cu Matale să vorbesc până la urmă să... Și după aceea am fost iar la primărie, o mai scris, o scris și o zis că stai o lecție că ca să facem ceva că îți prinește trei transuri, 4800, ceva mai mult decât mi-a spus. Dar cât precis, nu știu. Ei, am mai găsit... Nu mă promit și nu fac nimic, da? Promit și nu faci nimeni nimic. Dar dumnealor au ce mânca să începe de la aceea? Dumnealor, primesc, da? Eu știu că... Spun drept, capul... Cum? Peștele strică de la cap. Și dacă peștele are tare și mânca, el strică. Nu, totuși, iată, de interes, poate nu trebuie să întreb, dar mâncați la o masă sau o parte? La o masă, da? La o masă. Și sunteți bucătăreasă? Da. Chiar. Nu vă temeți dintr-o parte că sau ceva poate rude? E sora mea. A, chiar pe sora ați primit-o. Sora, ia că casa e, ia că ea, eu vândut casa. Aha. Eu vândut-o, e n-are casa. A, ca așa, și trebuie de... Da, dar poate secretariu este o scris că eu venit la casa părintească și mama când v-a trăit. Poate o scris că a venit la casa părintească, eu nu știu ce a scris prima asta secretariu, că nici până în ziua de azi, nici o copiecă de la nimeni nu am ajutor. Balonul e scump, lumina e scump, gazul e scump, tot e scump, dar... Câteodată poate îți primești că dumnealor vă pun mâncare, da? Puneau și ei mâncare, dacă ei puneți bani. Ia uitați-vă, să nu uite lângă ce copac, prima dată văd așa mare, de corniță. A, uitați-vă, chiar mare, mare. E cam uși ni se strâmba gura, că nici nu ai putea vorbi. Nicatul n-a să-i trinc. Da, da, mulțumesc. Ia uitați-vă ce mășcățele. Am un copac așa, nu început, aici dau un culeg o caldare. Oho! De m-a stat 3 ceasuri numai să culeg și eu. Nu. Glumesc. E mai bine, că asta e greu să culeg. Ia că chiar ni s-a strâmbat în gură. Oleacă domnul să odihnește Matale, ce puteți spuneți? Ce mănâncă dumnealor și Matale? Și noi. În tătă ziua, cred, cârnațuri acolo și numai vă uitați și vă da. Face cârnațuri, gura apă, nu? Cârnațuri. Cașă, borș. Cașă, borș. Așa. Nu-s cunosc să... timpul de război am în vedere sau au venit aici și se distrează, cum spune, nu? Nu. Ei au venit că acolo e războiul și ei au venit la noi. Casa n-au, casa au vândut-o și ei ne-am șed la noi. Dar de unde, din ce regiune? Din Circas.
Cercasă, lângă mare, da? Nu știu. Acolo alături, da, acolo, da. Dânsă, Marea Caspică, dacă nu mă greșesc, e că amuși mai face de râs. Asta e pe una pe lângă Ujgorod. Ujgorod, aha. Înseamnă că aici la nord... Partea asta după Vineț... După Ivanul Frankovsk, nu? Nu Ivanul Frankovsk, în coaie de asta. Tu ești la Mojeleu și o iei în partea dreaptă, pe Ujgorod... Vicina, cine spune? Nu vă deranjează ucrainenii, nu se bată aici, nu? Nu, cumință să... Deci, totdeauna retrăiesc, e clar că retrăiește când a sus la casa lor. La un 50 și... de grame vă invit aici, sau nu? Nu. Noi suntem bolnavi, toți cu inima, cu tensiune, nu, cu 50 de grame la noi nu merge. Cum a fost perioada... coronavirusul aici, ați bolit, poate nu? Normal. Puțin i-au bolit, da? În sat. Nu, poate și-au fost bolnavi, dar... Dar noi n-am fost. Noi n-am fost. Eu, de pildă, eu ne-am fost de două ori vaccină și... Știu că aveți un primar bun, tânăr. Tânăr, am interviu și cu dumnealui. E tare bun primar, e bun. Un primar, el nu-i primar, dar e ca un frate. Eu, unde obște, cu ce m-am adresat, el totdeauna m-a ajutat. Și așa, nu că să zic că e că e o săracă, orice, el nu s-o dată n-o cătat. Care e sărac și care e bogat? El totdeauna cu mine s-a purtat mult tare. Am uitat cum ai zice, domnul. E dascăl... Ghenadi Andreevici. Da, domn Ghenadi, salutări. Tare cu mine. Am făcut un interviu cu dumnealui, că s-a plâns o persoană cu... Trei ia ca magazinul social Merișor, umăr Stămanșor. Vă vin încoace, vine da? Vine joie, vine la noi Merișorul și duce încolo. Și sunteți mulțumiți da. Sau... Din ce? Din da, partea la magazinul noi să tare da. Suntem mulțumiți. E mai ieftin. Chiar tot e mai ieftin sau... E ieftin, e mult cu... Eu m-a tras atenție că mult unele... Mult mai ieftin ca în barurile noastre, e mult mai ieftin. Aha, unele mărfuri sunt chiar mai scumpe, voi spune pipierul, de exemplu. Ce? Pipierul. E mai scump la dânși, de exemplu. A, nu știu. Așa eu știu de producte. Chiar scașa grecică e scumpă. E în magazin la Barland din Căuț e 50 de lei kilogramul. La șor e 40. Când m-am uitat pe opacoc, de acolo 800 de grame, nu e un kilogram. Așa e tot la ce e. Amăgeală ziua mare. Ziua mare amăgesc. Bine, ce hotărâri cu... Cu oaspiții ăștia? Ce hotărâri? Faceți? Eu hotărâri, era vorba că ei stau până la nolul de voi să stai. S-au făcut hârtie, documente mai scurt că stai. Și da, mamă, o leacă să mă spui, care și încotro. De pe data de două, vineri s-a dus. Astăzi nu știu dacă dovedesc că trec la primar, dar mâine vă garantez că o să trec, deci că mai am un drum încoace la Edeneț. Mâine o să ducem o persoană cu dizabilități la un spital și m-a telefonat acum. Așa cum streci, că nu e chiar așa departe aici. Bine! Nu. Vreau să-mi spui, domnii, ce știa. Au și ei întrebări. Da. Ce s-a întâmplat? Eu sunt Guțu Victor din satul Hicău, Sărăiul. Cât vă mai gândiți ca să... Mă gândesc mai tare, Olea. De la... Eu mă gândesc pe mâini dacă ai zis Rupocăl. 10 ani de zile am cumpărat, în urmă am cumpărat un sarai. Am cumpărat un sarai par de șant de râu. Și am fost în instanță dată, în instanță de judecată. Noi am cumpărat sarai, am cumpărat cu 15.000 de lei, martori am avut când am dat banii. În timpul și ala când am vrut să înscriem, cam am soție un născut a treilea copil și n-am avut posibilitate să-l înscriem pe noi. Și după aceea a murit cum? Concubina lui domnul Vasile. Al Vasile care a cumpărat saraiul. A murit concubina și tot așa am stat cu documentele, când acum, de-am la 10 ani zile, s-a apărut soara lui, al domnului, al Malanciuc, Vasile, Alexandra, de la Cupcini. M-a dat în instanță de judecată. Deodată judecata merge, tot bine. Pe urmă, s-a amânat de o 3 ori judecata, dar nu știu din ce cauză s-a amânat.
Până la urmă am rămas fără sarai și fără bani întoși. Ne-am luat advocat de stat, Baban ăsta, Nicolae. Aici din Iedeniț. Din Iedeniț, da. Ne-am luat advocat de stat. Am lăsat la advocat documentele ca să meargă mai departe la Bălță, în instanță judecat. Nici nu au făcut nimic, nici documente, că m-am luat chiar documente, nici documente. Nu. Atât ce înseamnă avocatul de stat. Eu da. La Ocniță mi-a dat advocat care nici nu s-a prezentat. La noi tot nici nu s-a prezentat la judecat. La ultima judecat, când am fost verdictul, apădeam atunci au fost el. Și întreb pentru ce... Că vedeți pentru ce îi plătim... Ce facem mai departe? El zice că lăsați documentele la mine, noi mergem în instanță de judecat. Chiar astăzi Maria Olar, colegă, o arătat că toți spun că judecățile peste o lună, peste două, dar nimeni în instanță nu era. 5-10 persoane. Mama... Dar spun și primesc bani da, judecătorii da, corect, asta, corect. Gratis, câte 30 de mii. M-au mânat. Nu, unii de câte 1,5 n-avem, nu știu, ea că mai ales cum eu să zbolnavă, căsuță ne bătrânească, ea că aici e căsuță bătrânească să trăiesc să gurică. Uh-huh. Tare ne greu, cu 1,5 nu ne ajungi de medicamente lumină, dar încă de producte, vopse, și de grăit. Și nimeni nică nu dă, nică un ajutor, nică, dar la ăștia procurori, la ăștia, mama, uite, gata să... Să mărești la tot, să măresc. Dar de noi nu sunt comii jumătate și de omul ăsta și trăiește. Nu, hai. Și bolnav și din grădina asta. Fasola asta care nu-i, dar la fasola cât asta... Cât e fasola la dumneavoastră? Trebuie un deja cartoflă nu-i. Doamne fere, să te gândești, să mai zici de ce lumea așa greu trăiești. Tare noi greu trăim din calea afară, tare greu trăim. Din calea afară greu trăim. Grădina am adus, că fasolii nu se merge. N-ai din nicăieri o căpeică, din nicăieri, nu știu. Nu se mai gândesc, fiecare se gândește despre dânsul. Așa, cum spune eu, o vorbă, că așa lăsatul pe așa-l flămând, nici odată nu-l crede. De tachel, e că chiar eu nu vă cred. Coșă mărgele cu briliante la gât și vă jaluiți. Da, aia sunt briliante. Aia sunt briliante. M-am priceput că o să le scoteți, că să le demonstrăm. Da, da, mergele cu... De când în mamuca s-a da, da, da. Tot mă aducem, am fost odată cu copilul mic, cu Victor, uh-huh. Victoraș. Am fost la domnul advocat, întreb, ce domnul advocat, ce facem? Zic, noi mergem în instanță de judecat mai departe, la Bălțică, ca să vă reîntoarcă dumneavoastră 15.000 de lei. La 15.000 de lei pe vreme atunci erau da, bani 10 ani în urmă. Eu am rugat pe mama, mai strâns, am mai sclipuit la mine și am dat cu mai greu banii ăștia. Martori am un om la rotundă, e ziu, nu-i mort. Și până la urmă? A fost la instanță judecătorul Sărdie, a fost cumpărat, nu văd că judecătorul. Mm-hmm. Ii bani au. Au și cumpărat. Vedeți? Au și cumpărat. Iau baruri, iau tot. Iau și cumpărat instanță judecată, advocat. Și până la urmă, și fără sarai? Și fără sarai și fără de bani. Fără de bani. Apa așa i-au rămas. Dacă mă mai cred oamenii de stat care lucrează. Mm-hmm. E că luați avocat de stat. De stat. Mai faci mai advocat de stat? Dar de stat cu care îl plătești tot în ea. Trebuie bani, dar de unde banul? Dar de unde banul să iau? Eu, dacă sunt tânăr, vreau să lucrez, dar nu e unde lucrat. Dacă vă spun de, lucrez în piesat. Dacă stai cu drujba la unul, clădesc, torn, pun podurile. La forțele muncii nu v-ați adresat? Da, la forțele muncii ne adresăm și citor. Zic, dur să cadă de lucru. Nu scade lucrul, dar unde? Dacă așa. Bine, dacă doriți, mâine am să vă telefonez la ce oră și intrăm la primar și vedem. Chiar nu niciun post vacant de lucru aici? Nu, el nu spus post vacant. Nu spus post vacant la primărie, când să lucrez la dânsul cu 1500 ca cu cigar. La cu 1500, eu, soția, nu lucrează din că era bolnav. Eu trebuie și primul în grup. Uitați-vă ce leafă, 1500, pe asta-s bani? Trebuie și bă în grup, nu mai pus un grup, chiar Junuțer, Cerepnaia și Zob, de la naștere. Nu ne mai spuneți asta că e personal. Vreți ceva să... Nu mă luat. Dem nu? Nu, deja am o... Bună ziua! Bună ziua! Uite și copii educați aveți aici. Bună ziua la 20 de metri. Ne mai spuneți ceva și cu... Cadeam, nici nu știu să spun. Uh-huh. Spun dacă aștept și eu așa ca vă-ți gândi
V-ați gândit toată noapte și mâine că să avem ce îi spune la primar, că numai decât o să... Da, așa să-i spun la primar. Primarul nu e de jenă și da, nimic. Nu e primar, e altă secretariu și ava... Aici ceva neladnă. Ori secretariu, ori și de care împărțesc bani acolo. Bani am să mă consult și eu de seară mai cu persoane care au trecut sau care au primit bani deja și am să întreb, că mâine și eu, și eu pregătit pentru lumea asta. Lumea de-am primit de mai până am o trei ori, trei tranșe, dar eu nici o tranșă n-am primit, nici o tranșă. Dar poate motivul vă spune că e rudă ceva, nu? Nu ne-a spus nică, nimeni nimic. Dar ceva scris acolo, poate... El da, și pune bani în pungă, nu? Poate a scris secretariu că eu venit la casa părintească, poate... Uh-huh. Eu cine știe ce a scris el, eu nu știu. El după aceea a mai scris ceva și, și eu spus femeile și alea de acolo, de la... O să controlăm, să vedem chiar ce-o scris, fiindcă poate scrie numai... Totul e ca o-i pomeni-o iar pe Maria Olar, că le dă carduri la unii și spune că numai să le țineți la dumneavoastră, dar aici banii nu se duc pe card, dar se duc în contul la cine, la primarie sau diferite cazuri acolo sunt. No, așa că trebuie numai decât de controlat. Eu cred că mă taie să faci lucrurile. Da. Bun, eu vă mulțumesc că m-ați invitat, ați avut încredere, totuși mulțumesc și aceștor domni care... Da, e ca... Apa vieță în... Apa vieță în Hâncăuți. Nu, zic în Hâncăuți, în general. Nu, apa nu, e fiecare fântână lui. Tot e puțin. Ia ca fântână, una, două, trei, patru, eu încă am o leac de apă, e o metru de apă, dar restul nu e apă. Dar de când o strâns bani pe apă, nici apă nu o pun. Dar în general, cum străiești aici? Tinereta, vieți sau tot e peste hotare? Tot după hotare. Tot după graniță. Eu sunt la pensie și n-am unde fugi. Neastră am... cu mărgăritare și aveți nepoți, aveți cineva? Eu am un băiat în Herson, tot vade capul lui țărac cu războiul. Și fata aici cu bărbatul trăiește la un loc, e... Chilești. E Chilești și chiar gine Chilești. Am uitat-o, nu mai da. Discriminați, da. Lasați, rugați-o pot pentru... Apă, nu e în fântână, grădina e... E grădină, nu tare o pot lucra, o bucată i-am dat la o fată. Vecină, las o lucreză, e că eu nu pot lucra. Aștept pensia asta, o zis că ne-a marini, ne-a bani, dar că nu mai dă, nu mai mărește nimeni. Am așteptat o mie jumătate, cam o nepoțelă, fete, în ghedon, la Sângerei. Uh-huh. Și băițelul, și m-am gândit că băițelul, zic, mă așteaptă, bune că vină, dar cu ce să vin, dacă am o mie jumătate și... Trebuie să iau măcar un cuțiu, o crăsovă, n-am de unde, n-am pe ce lua. Și am crezut că poate ne-a dat ajutorul ăsta. Și dacă poate eu cumpăra și mă duc, dar nu mai mă duc, că n-are cine. N-are cine, nu dă nimeni, nu știu, o capeică, dau mie jumătate. Am și medicamente, am și lunină. Oloiul e scump product, o casă ceva, o grecică, o orez, de 10, grecică e 50. I-am luat nu eu grecică, și aici nu mai este de unde lua. M-am gândit că totuși o-mi vede și ucrainenii, dar aici el... Aici dus la, la coptii, în ospiței. Bine, e, cam asta. Vine, fotografii. Ai, da? Poți fi trimat la dumneavoastră pe telefon. Așa e tot de interes ca să... Dar sunt, da, sunt, să duc hârtiile cele care sunt fotografiați. Ok, străli. Nu, nu mă pricep în alte telefoane străine, mai ales. Totuși nu e obiect. E că un refugiat. Asta e dat personal, nu pot să arăt. E și, buletinul. Și a doilea, asta e sora mea. Asta e sora. E că totuși le-ați fotografiat. Păi și apoi a bine s-o dus, s-o zis că dacă ceva, s-o da, da. Și e că... Nu știu asta. Asta a propis ca unii ucraini.
Cercase, ulițe. Ei, nu, 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 nu îmi spuneți că asta-s date personale, ori vreți să avem amendă. A, da, da, că nu-ți poate, poate, nu-ți poate. Da. Iagă fotografie cu lor. Nu, și tot e date personale, asta e în buletinul lor. Iagă, iată el. Da, nu, nu putem să arătăm. E bine, am înțeles, o familie așa. În vedere, nu în vârstă, nu prea tânăr chiar. Nu, el are 74, dar ea are 66. Bine. Vedeți cum timpurile schimbă? Mai e priviți cu antenele astea? Nu. A, vedeți? Am avut și eu printre primii în sat 500 de dolari atunci am dat. Pe una. Aveau vă 3 în sat numai. Nu chiar apac sirma televizor, dar unde știu. Cumpărau postiunerile astea și cumpărați, nu mai era. Da. Aparatul deodată arată, pe urmă când mă uit, gata, un canal a dispărut, gata canalul 6, mă uitam, gata, l-a pus canalul 2, dar la canalul 2 numai copii arată, e că nu arată interesant. Să pui iar Prime-ul și arată, nu Prime-ul, ăsta care arăta, cred că vă două ori, vă trei ori. Dar de ei cumpără, de ei. Tata nu noi cumpără, că n-ai de unde pun cumpără. Când pun, când nu pun, pun canalurile care vreau ei. Pun cablurile astea care le pun prin telefoane, toți cu grămadă bani mulg, dar nici atolc, tot canalele, tot și românești canale, cu grămadă canale românești. Da, vreau să vă mulțumesc totuși la toți, fiindcă m-ați invitat și vreau să mulțumesc și Nadia, Nadejda, care ne-a urmărit, Veronica Ruslan Agarici, dacă nu corect spun, Silvia Doros, Elena Iuri Sinchetru, Ina Gopceac, vă mulțumim, Ioana Vladimir, interesant nume, Postolache Aliona, și cam acești, Natasha, iată, am pierdut. Natalia. Adică ne incomod că am pomenit-o, dar Natalia a dispărut aici. Bine, sunt mai mulți aici, n-am să citesc pe toți, vă mulțumim și vă dorim ca mâine totuși să vă prezentați, am să vă spun la ce oră și vom merge la primar să vedem cine spune și secretarul. Bun. Iată așa spre seară am fost eu încheptănat, m-a bătut vântul. Bine, o zi frumoasă tuturor.